Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit. Aceasta este camera auto Smilo Videocam HD de la producătorul autohton Smilo. Este o cameră auto la diagonal de 3 inci, realizată din material plastic, la prețul de 300 de lei. Eu am reușit să o prind la reducere la 169 de lei, parcă, de la Altex. Cam așa arată ea. Are un raport preț-calitate destul de ok. Se prinde cu ventuză, ca orice cameră. Are rezoluție Full HD, G-Sensor, înregistrare în cicluri, cam tot ce are o cameră auto obișnuită. S-are și un mod destul de interesant, eu îi zic mod nocturn, pe manualul se scrie doar mod. Registrează foarte, foarte bine în condiții de lumină scăzută, deci chiar m-a lăsat perplex, să zic așa, prima oară când s-a activat modul ăsta, credeam că s-a stricat cu camera. O să-l vedeți, o să fac și un videoclip separat cu... Spun un videoclip separat pe canal, un videoclip condiții de zi și un videoclip noaptea, când filmează noaptea. Condiții de lumină foarte scăzută. Da, cam așa să zicem că arată. Imediat vom trece și la... O să vă arăt și meniul ei și setări și așa mai departe, caracteristicile ei. Generale. Înainte de a vă arăta meniul camerei, am să vă prezint și manualul de utilizare al acestea. Vă specific că nu-l mai am, am să vă prezint în format PDF. Vă recomand să citiți manualul de utilizare al acestea pentru că vă ajută foarte mult la a înțelege setările și cum să aplică și așa mai departe. E un manual destul de explicit, e și în limba română. Și vă ajută să toarceți mustul, să zic așa, din ea, din cameră, să o folosiți la capacitățile maxime. Bun, așa arată manualul de utilizare a camerei în format PDF, deoarece, după cum v-am spus, nu mai dețin în format fizic manualul de utilizare, nu mai știu unde este, chiar nu mai știu ce am făcut cu el, deoarece camera o am de aproape, nu un an, cam jumătate de an cam acolo sigur. Așa, poză cu camera, aici ne arată cuprinsul manualului, asta ne interesează. Aici este o diagramă a camerei și cu fiecare port și buton în parte. De exemplu, numărul 1 aici este exact mufa USB, mini USB cu care alimentăm camera și cu care putem trage filmările pe calculator, dar eu vă recomand, aici este slotul micro SD. Vă recomand sincer să, dacă aveți un cititor de carduri, a scos direct cardul și l-ați bastrat ce vreți după aia. Ieșire HDMI. Da, probabil nu știu ce n-o să folosească. Butonul pornire operere și altele. Slotul, unde este slotul microSD și așa mai departe. Instrucțiunile, cum pornești, cum intri în meniu. Mă rog, ce face fiecare buton în parte, văd. Da, mă rog, și cum să navighezi pe cameră. Cardul de memorie. Aici să vă arăt mai așa. Aici este modul acela nocturn pe care o să-l vedeți că vă arată și camera în meniul ei. Mod nocturn automat. Mă rog, vă arată acolo setări oprit, pornit sau automat. Chiar funcționează destul de bine. Deci cum a detectat lumină scăzută, imediat trece pe modul acesta. Este foarte eficient, să zic așa, modul. Adică, în primul rând, că se comutează imediat de pe modul normal pe modul nocturn, să zicem așa, că altfel. Mă rog, aici scrie butonul mod, cum drag, mod color 5 secunde. Modul nocturn, cum este specificat în meniul camerei, exact așa, cam așa arată, însă luminează foarte bine, însă nu este infraroșu, deoarece tot aveți nevoie de o, cum să vă spun eu, de exemplu, dacă nu ai nicio lumină, să zicem farul la ea, mai mult camera se folosește de farurile mașinii ca să lumineze mai bine. De exemplu, dacă sting farul mașinii și trecerea în față, nu vede. Dacă nu are o sursă de lumină din spate, nu vede foarte, foarte bine. Deci tot are nevoie de o sursă de lumină, dar foarte mică, să zicem așa. Și oricum o să vedeți și pe filmare, o să fac niște comparații. Vede foarte bine. Deci în lumină state scăzută vede foarte, foarte bine. Chiar nu mi-a venit să cred. Prima oară am crezut că are infraroșu. Însă nu este infraroșu, este un mod, nu știu exact. Asta deja sunt detalii tehnice pe care nu le cunosc. Însă, vă spun, filmează foarte bine în condițiile de lumină scăzută. Așa, meniul camerei. Exact. Rezoluțiile.
Da. După cum am spus, eu a trebuit totuși să citesc manualul de utilizare ca să pot să îmi fac setările pe placul meu, să zic așa. Altfel mi-ar fi luat destul de mult timp să le desuslesc, să-mi dau seama exact ce face fiecare setare în parte. Așa, setare dare, șterge fișier, așa, ștergeți tot, pentru a șterge un fișier, la, se termină și sistem. Opțiuni setări sistem, da. Aici e frecvența, da. Ca fiecare manual, v-am spus, nu faceți ca românul, citiți manualul, chiar vă ajută foarte mult. Aici sunt specificațiile așa, specificațiile produsului, unghiul 140 de grade, diagonală, după cum v-am spus, 3 inci. Platforma asta, nu știu ce era cum înseamnă. 2 milioane de pixel, adică, probabil 2 megapixel înseamnă. Nu știu, da. 2 megapixel, cred, nu știu. Platforma, da. Memoria 256 de mega de DDR1, asta e tare. Cam așa aveau calculatoarele, cam așa avea RAM-ul primul meu calculator. Rezoluția video 1080p, da. Formatul foto, formatul video. Auto white balance e pe automat, efectul de culoare la. Înregistrare ciclică, da, mă rog, asta specifică dacă are înregistrare ciclică, salvare automată și așa mai departe. Detectează mișcare, se activează în absența șoferului. Sau în care modul acela, probabil asta funcționează depinzând de cât de sensibil e senzorul G-Shock acolo, mă rog. În caz că vă bușește cineva mașina și mașina e parcată, se activează. Asta n-am testat-o, nu știu să vă spun dacă funcționează bine sau nu. Memoria, capacitatea maximă a cardului pe care îl va suporta camera, limba, ce limba, așa, HDMI, la, mă rog, și așa mai departe. Da, un manual de utilizare clasic, însă care eu zic că explică destul de bine pentru, chiar și pentru cineva care nu se pricepe foarte mult, așa să zicem, la tehnologie și așa mai departe. Nu, cam asta este cu manualul de utilizare al camerei. Vă recomand încă o dată să-l citiți, pentru că vă ajută foarte mult. Pentru a putea accesa meniul camerei, mai întâi de tot trebuie să scoateți cablul mini USB din cameră. Aceasta se va închide. Apoi ținem apăsat pe butonul Power și trecem la vă arăta meniul. Meniul se accesează de aici, de pe butonul acesta. Și avem rezoluția care este Full HD. Aici înregistrarea ciclică, durata unui ciclu de înregistrare este de un minut 3 sau 5, eu l-am pe 3 minute. WDR este înregistrare cu unghi larg, cred că se aplică cam la toate camerele auto. Ce mai avem pe aici? Expunerea, detectarea mișcării, înregistrarea audio, G-senzorul, care are mai multe setări, sensibilitate scăzută, medie sau ridicată. Asta în cazul în care faceți accident, să trece automat, să comută automat pe modul urgență, să zic așa. Adică va înregistra exact de în momentul impactului până opriți voi. Astea două funcții, sincer, doar funcția asta știu exact ce face. În cazul în care aveți o mașină mai aproape, o mașină aproape de voi, camera va emite o alarmă, să zic așa, prin care să evitați un eventual accident, ceva de genul ăsta. Nu este o funcție foarte, foarte folositoare, să zic așa. Eu unul o țin dezactivată. Cam așa este. Aici avem data și ora, numărul de matriculare a mașinii, în caz că probabil aveți mai, să zicem, două mașini și două camere, să nu încurcați înregistrările între ele. Aici puteți selecta numărul de matriculare. Așa. Oprire automată. Nu am setată. Sunet buton, sunetul acesta pe care l-auziți. Limba. Frecvența la 50 sau la 60 Hz, eu l-am pe 50 Hz. Screensaver-ul. Vederea nocturnă, asta o să vedeți și voi într-un videoclip separat. Putem spune că este, da, ca o vedere nocturnă, este o setare din cameră prin care noaptea chiar se vede destul de ok.
Nu e, o să aveți senzația că este cu infraroșu, da, nu este infraroșu, e ceva de genul, nu știu exact să vă explic. Nu intru chiar în foarte, nu intru foarte mult în detalii tehnice. O să vedeți și voi exact ce înseamnă modul ăsta într-un videoclip separat pe care o să-l pun pe canal. Formatarea cardului revine la setări din fabrică și versiunea softului. Cam asta este camera. Eu vă spun, este o cameră destul de reușită și la banii ăștia chiar, chiar merită. Na, altceva, nu mai să vă spun, e o cameră destul de simplă. Setările vi le faceți voi cum știți. Și așa mai departe. Sper că să vedem filmare, deoarece este foarte, este foarte cald afară și este foarte soare. Este, mașina m-a parcat undeva la soare și sper să vedeți totuși pe cameră. A văzut cât de cât. No, cam atâta cu această cameră. V-am spus, am să pun și am să mai pun două videoclipuri în care un videoclip în condiții de zi, mers în condiții de zi cu camera și un videoclip cu în care merg în noaptea, să zic așa. Și unde o să vedeți și acel mod. În manualul de utilizare scrie MOD, ceva de genul ăsta, este acel mod nocturn. Oricum, chiar își face treaba foarte bine, se vede excelent. Deci chiar vă spun, se vede foarte bine noaptea. Deci chiar nu mă așteptam la o cameră la prețul ăsta să se vadă atât de bine. O să vedeți și voi. Cam atâta cu această cameră. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare. La revedere!